Mii de persoane, turiști și sibieni au vizitat la sfârșitul săptămânii Târgul Olarilor. Ediția din acest an s-a bucurat de o participare record, așa că Piața Mică, dar și Piața Mare au fost pline. Suntem unul dintre cele mai mari târguri din România, de tradiție populară, în ceea ce înseamnă ceramica tradițională. Și în acest an sunt în jur de 200 de participanți la acest târg. Diversificarea produselor este tot mai amplă, dar totodată spunem, meșterii populari nu s-au abătut de la ceea ce înseamnă ceramica tradițională. Unul dintre cei care și-au expus produsele în Piața Mare a fost și Ion Rătăzeanu. A început să descopere tainele olăritului în urmă cu 10 de ani, iar acum este unul dintre cei mai renumiți în domeniu. Fac un vas uzual pentru gătit la vatră. Gata, produsul final, cred că pe 2 luni, când se strânge capacitatea pentru cuptor. Mm-hmm. Vin din centru ceramic fost, că nu mai este, Găleșoaia, Gorj. Iar de făcut, eu m-am născut cu oalele în casă. Și copiii au avut locul lor special în cadrul târgului. Atelierele creative special amenajate pentru ei au fost tot timpul pline. Îl ridicem mânuța și încercăm să-l facem cât se poate de rotund și să uniformizăm toate marginile. Și dacă o să ni se rupă, o să lipim mai departe iarăși cu lut și o să putem să-l facem. Astăzi ne jucăm cu mânuțele în lut, fiecare copilaș în funcție de imaginație, de inspirație, o să vină și o să-și confecționeze împreună cu ajutorul nostru diverse obiecte din lut. În mare parte astăzi am făcut tot felul de coșulețe, trandafiri, pitpalaci, dinozauri. Unul dintre standurile care a atras cel mai mult privirile cumpărătorilor a fost cel care oferea căsuțe în miniatură din lut. Cu ajutorul lor, sibienii au putut să realizeze o replică a centrului istoric. Absolut superbă. Ceramica este peste tot. Aici este ceramică plus idei, creativitate. La cea de-a 47-a ediție au participat 220 de meșteri din zone renumite precum Horezu, Rădăuți, Corund sau Oboga.